o ia direct pe poartă. Exact cum s-a întâmplat aseară când a venit devierea aia și a dat direct, a luat-o spre poartă, demarcările pe care le-a făcut, le-a făcut spre poartă și așa a dat și golul 2. Bun. Deci, cu stilul lui l-aș vedea Belgia, Olanda, l-aș vedea acolo, Belgia-Olanda. Și dacă acolo confirmă, atunci poate să joace și în... adică eu îl văd și în Anglia sau unde este foarte fizic, sau Spania, unde e un ritm foarte, foarte ridicat. Aș vrea să discutăm puțin și despre Tavi Popescu. A fost titular aseară pe postul lui de bază, extremă stânga, pentru că Florinel Coman era suspendat. Da. A jucat slăbuț. Adică nu, nimic ieșit din comun, deși avea o șansă să demonstreze că încă mai știe fotbal, jucând pe postul lui de bază. Ce crezi că se întâmplă cu el? El spunea aseară că nu mai are încredere. Da, se întâmplă lucrul ăsta. Sunt jucători care au un moment foarte bun, apoi, fiind tineri, au o cădere, știi? Deci astea sunt lucruri inevitabile. Și pentru că lucrurile astea lui nu i s-au întâmplat în ligile inferioare, încât atunci când are căderea aia, știi? Să nu se vadă, știi? Și lumea să nu i sară în cap și presa să nu i sară în cap. Că dacă ai o cădere de 5-6 etape în Liga a doua, eu știu, sau la o echipă mai mică, nu scrie toată presa de tine, știi? Și atunci presiunea mentală e mai mică. Dar la el lucrurile astea s-au întâmplat la Steaua, chiar în lumina reflectoarelor. Și acum trebuie să scoată ce e din el, deci să dea așa, să dea adevărata măsura a personalității lui, care l-a făcut să ajungă până acolo, să lupte și să iasă din momentul ăsta greu, ca să zic așa, pentru el. Oricine, toți au trecut prin asta, toți, da. Presiunea a venit și din interior în cazul lui. Meme Stoica spunea că ar juca la Barcelona în locul oricui. Gigi Becali spunea că îi valorează 100 de milioane de euro. Crezi că i-a dăunat această presiune pusă, așa cum spuneam, din interior? Da, deci i-a dăunat odată pentru că e un jucător tânăr și nu știe cum să gestioneze, arăta că nu știe cum să gestioneze aprecierile de genul ăsta. Și la un moment dat a ajuns să te crezi, știi? Dacă nu ai o educație solidă în spate. Și ajungi să te crezi. Și apoi, pentru că ajungi să te crezi și, eu știu, prietenii, toată lumea cântră în strună, după aia, na, o lași mai moale. Deci, singurul lucru pe care el îl are de făcut în momentul ăsta, că am trecut prin ce trece, l-am trecut și eu. Doar că am trecut în ligile inferioare, știi? Și când am ajuns sus, eram deja format. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să muncească. Mai mult decât o făcea până acum. Deci să muncească, pentru că jocul îi va ieși. Are toate calitățile. Inteligența de joc și simțul nu i-a luat nimeni. Nu e că acum simți jocul și peste o lună nu-l mai simți. Deci simțul are. Doar să muncească mai mult la antrenament, iar cei de la club trebuie să aibă răbdare cu el și să îi aprecieze micile evoluții pe care le are în meci. Bă, astăzi a făcut, eu știu, trei lucruri bune. Și să plece așa de la meci la altul, să înceapă să construiască, știi? Despre asta e vorba. Dar crezi că e un mediu favorabil la FCSB pentru un astfel de fotbalist care trece printr-o perioadă mai proastă, tânăr? Alex, fii atent. Poate părea paradoxal așa ceea ce spun, dar odată, e și nu e. Să zic de ce. Odată, cu Florinel Coman, cât răbdare a avut Gigi ca să explodeze? Zi, spune. La ce te referi când spui adică, răbdare? A venit la început, era cu accidentat, nu juca bine, juca rău, a vrut să-l dea înapoi, așa, da, știi? Dar uite că are deja, câți ani? Are 5 ani la Steaua? Are, din 2019, cred că era. Bun, deci, 2017, cred. Nu, mai mult de el. Așa, deci are 5-6 ani, da, la Steaua. Da, și de-abia acum, în ultimii 2 ani, a început să dea măsura mai avut o perioadă bună înainte să se accidenteze cu Bașca Topola. Bun. Dar nu știu dacă a avut răbdare cu Florinel, pentru că îl critica vehement și pe Florinel într-o perioadă. Îl critica, dar nu l-a dat afară. Nu l-a dat afară, nu. Bun, deci a avut răbdare. Ok, deci așa. Deci, paradoxal, ai spune că Steaua nu e un mediu în care să, eu știu, conducerea să aibă răbdare cu tine, eu știu, să crești. Dar uite că cu anumiți jucători are răbdare, știi? Că știe și Gigi, a învățat de la Pițurcă cum se cresc jucătorii. Dacă Pițurcă avea multă răbdare cu jucătorii ca să crească, să-i aducă la un nivel, la nivelul lor maxim. Deci, și cu
Și cu Octavian Popescu trebuie avută aceeași răbdare cu care a fost pe care a avut-o și cu Florinel Coman. Florinel Coman acum deja e un jucător de top, a fost determinant în campania pentru calificarea la Euro, a ajuns la un nivel foarte, foarte bun, e de departe cel mai bun jucător din Liga 1 în momentul ăsta și o să vină rândul și lui Octavian Popescu, dar are nevoie de susținere în continuare. Coman pare însă mai tare psihic. Da, Davi a crescut la Viitorul, la Hagi, a fost format, are alt background. Davi pare mult mai firav. Da. Și fizic, dar și psihic, cum spuneam. Crezi că ar avea nevoie și de un lucru individual, nu știu, cu mental coach, cu un psiholog? Nu știu dacă neapărat de psiholog, așa, dar are nevoie de cineva din anturajul echipei sau fostului antrenor sau care să-l ajute, să-l încurajeze. Dar are nevoie absolut de susținere. Dar susținere corectă. Bă, ai încredere, muncește. Despre asta e vorba. Știi? Să nu-și asume mai multe... Știi că la un moment dat când te crezi Mbappé, încerci să faci ce face Mbappé. Dar tu nu poți să faci. Dar tu nu poți să faci. Și atunci apar nereușitele și apoi dintr-o dată colegii își pierd încrederea în tine, automat încep să-ți pierzi și tu încrederea și atunci trebuie să începi să reiei jocul ăla pe care îl știai și să construiești din nou. Deci are nevoie de încredere și cineva să explice cu răbdare jocul și ce are de făcut. Bă, uite, asta am nevoie de la tine în meciul ăsta. Uite, făm lucrurile astea așa. Restul, dacă dai gol sau știu, e bonus. Și tot așa, știi? Atât. Deci nu e că acum e Octavian Popescu și ăla care dădea goluri și făcea faze și trebuie să-i cerim să facă lucrul ăsta tot timpul. Pentru că acum el este în groapă, știi? E în groapă. Și atunci trebuie să cei din club, antrenorul, Pintilici și Cipriotul, Haralambus, da, trebuie să le ia deoparte, să vorbească cu el, pentru că și ei ca jucători știu prin ce trece, că au trecut și ei fără doar și poate așa, știți? Să le ia să vorbească cu el și să ridice. Asta e treaba antrenorului, să-i dea încredere. Lăsăm la o parte psihologul, că psihologul îi zice ceva, dar antrenorul zice, du-te bă, că ești varză, înțelegi? Deci asta e treaba antrenorului, înțelegi ce zic? Da, dacă antrenorul nu are autoritate în vestiar și dacă... De exemplu, vine Pintilii la Tavi Popescu și spune: băi, Tavi, tu ești foarte bun, te-am trezit foarte bine, ai jucat bine astăzi. Dar după aia iese patronul în presă și spune: Tavi Popescu a fost praf, nu-l mai bani niciodată. Mai are vreun efect discursul antrenorului? Da, pentru că ei sunt acolo și știu, deja îi cunosc reacțiile lui Gigi. Și și ideea e că și până acum ieșea patronul și zicea. Deci ei cunosc reacțiile. Ideea e ca Pintilii și Haralambus să amortizeze cumva. Să amortizeze un pic și să spună: bă, oricum o să joci etapa următoare. Așa. Uite, mi-a plăcut că ai făcut lucrul ăsta, ai făcut faza defensivă bine, că am văzut că acum a făcut și faza defensivă Tavi Popescu. Venea înapoi după omul lui, nu mai stătea și punea palma în fund și stătea să uite pe teren, știi? Deci am muncit mai mult. Bă, uite, am nevoie să faci atâția kilometri, am nevoie să faci atâtea recuperări și să încep să construiești și să, dacă ei îl apreciază și el, și există o comunicare între ei și ca între general soldat. Bă, uite, am nevoie să faci treaba asta. Ok, a făcut-o, bravo. Și merge mai departe. Atunci, pe bazele astea Tavi Popescu poate să creadă și în timp și Gigi va vedea și va aprecia jocul lui bun, pentru că fără doar și poate jocul lui o să meargă doar în sus cu susținere, pentru că e un băiat isteț, e un băiat inteligent, are calități, are viteză. Noi că ieri a avut viteză și așa a pierdut viteză, nu? Are aceeași viteză, da? Are același creier, doar trebuie să-l ajut să iasă un pic din groapa asta mentală, că e o presiune pe el cu care n-a fost obișnuit și acum trebuie să știe să facă față. Chiar dacă FCSB a câștigat aseară teoretic ușor 4-0, au fost destule ocazii ale celor de la UTA, da. 3-4 ocazii mari. Da. N-aș vrea neapărat să vorbesc pe acest meci, dar în general, cuplul ăsta de fundași centrali, Dawan Ghezana, ce impresie îți lasă? E suficient de bun precum ce vedem în linia de mijloc în atac sau crezi că e mai degrabă o verigă slabă a formației? Au calități, dar încă nu sunt sudați. Evident că nu sunt sudați. Știi? Și
În momentul ăsta nu știu cine conduce apărarea. La ocazia Aradului, la lovitura de cap, de fapt de umăr, în bara transversală, nu e că a fost unul dintre ei acolo. Ăla a fost omul lui Șut. Șut era cu el, știi? Și na, nu poți să dai vina pe fundaș. Dar ideea e că încă nu sunt... Individual au calități fizice foarte bune, dar încă nu știu să joace împreună, știi? Și acum îți zic ca fundaș. La un moment dat, când trebuie să ieși, cineva, unul dintre ei trebuie să dea comanda. Cine dă comanda? Ieși. Știi? Că dacă nu dă niciunul comanda, se întârzie. Trebuie să fie și un, știi, lider. Exact. Și ăsta se, în timp se formează, știi? Între ei. Eu știu, poate unul are tendința să iasă prea mult în margine și celălalt întârzie să-l dubleze, pentru că nu simte că, eu știu, Daua iese în margine. Și atunci lasă între un culoar foarte mare pe care se poate pătrunde. Deci, e nevoie de timp și amândoi au calități fizice foarte bune, că altfel n-ar juca la Steaua și Daua arăta. Dar, din punctul meu, Daua, care e feblețea mea și pe care l-am apărat în fața prietenilor mei și în presă, așa, de foarte multe ori după aia greșea și așa, încă nu e suficient de polișat, așa, încă nu e, și mai are nevoie. Iar la Steaua e greu că... Da, pe care a avut răbdare cu Daua. Deci incredibil, ascultă-mă, e incredibil de multă răbdare. Da. Gigi, fii atent, Gigi are bil albă pentru treaba asta. Deci a avut răbdare pentru că a fost pariul lui. El a luat de la Botoșani împotriva ceea ce a spus Meme și a vrut să demonstreze cumva că a avut dreptate. Lui, e ambiția lui. Da. Da, da, da. Și da. Cei drept au jucat mult mai bine parcă sezonul ăsta decât ce vedeam sezonul trecut. Da, automat că s-au pus meciuri peste, da. Încă mai are de muncit, așa, să învețe jocul mai bine pentru poziționare, pentru că are niște calități fizice senzaționale, are acroșajul ăla, are baga alunecările alea și întinde picioarele de la 2 metri, ți-a mingea și se bazează mult pe asta și uneori scapă poziționarea, știi? Și iese din cadrul porții, vine unul, dă gol și el nu e pe cadrul porții sau nu e lângă marcaj, știi? Nu face marcaj și mai are lucruri de îmbunătățit, iar pretențiile pentru Steaua sunt mari, pentru că Steaua vrea să joace cupele europene, să meargă în primăvara, în grupe și în primăvară, nu? Europa League, nu zicem Champions League anul ăsta, dar Europa League sau Conference League. Și atunci te bați cu ăștia din Slovenia, din Croația, din Serbia, Bulgaria, așa, te bați cu ei și trebuie să fii mai bun ca ei, n-ai voie să greșești. Și au și ei atacanți străini, au și ei Daua-ii lor și așa mai departe și trebuie să fii mai bun ca ei. Deci cu aia te bați, nu te bați cu aia din campionat. Luis Felipe și Baba Hlasan crezi că au întărit FCSB? Felipe așa mai mult, aseară da. Baba mai puțin. Baba a dat o pasă bună la Minculescu, l-a lăsat jocărjos și Minculescu a o execuție foarte bună. Mi-e greu de să spun în momentul ăsta, au calități fizice, tehnice bune, dar rămâne de văzut cum se vor obișnui cu presiunea de la Steaua, pentru că la Steaua trebuie să câștigi fiecare meci. Și dacă tu n-ai fost obișnuit să vii dintr-o echipă care se bate la campionat, poți să ai momente, chiar dacă ai calitate, să ai momente de așa, scădere mental, știi? Și lucrul ăsta se vede invariabil. Dacă tu într-o săptămână, Alex, de exemplu, vii luni, ai câștigat azi cu Aradu, dacă mâine vii la antrenament, cum sunt ei azi, și zic, i-am bătut pe ăștia cu cine, și că mâine jucăm cu Oțelul, îi batem, meci ușor. Dacă ai gândit așa și ți-a intrat gândul ăsta în minte, se vede în antrenamentele tale din timpul săptămânii, se simte o relaxare și când intri pe teren, dintr-o dată nu mai ești la același nivel, știi? Și cu asta trebuie să te obișnuiești când vii la Steaua, la echipă de top, știi? Că tu trebuie să fii plouă, ninge, tu trebuie să fii setat, trebuie să câștigi, nu e să meci ușor, trebuie să câștigi. Deci rămâne să vedem dacă Felipe și Baca sau așa sunt de nivelul Stelei. După un meci nu poți să spui, trebuie să lege niște meciuri. Vom vedea curând și rezultatele etapei. De departe, cea mai mare surpriză a fost victoria obținută de Botoșani pe teren propriu cu CFR Cluj, meci în urma căruia CFR și-a trimis antrenorul pe Mandolini. Era și, adică, el era de pe creacă din toamnă. Din decembrie, da. Mai dinainte din decembrie, că de când a ratat să meargă în cupele europene. Cu Adana, în vară de fapt. Păi da, condus în Turcia și a avut și om în plus și a pierdut. Adică a făcut niște schimbări acolo. Da, a făcut niște schimbări, te doare capul, da. Da. Mutu, noul antrenor de la CFR, cum se pare, Dan? Nu știu dacă e pe profilul lui CFR, dar... La ce te referi? Deci, uite,
Când Rednic a venit la CFR, Mircea Rednic, pe care eu îl apreciez foarte mult. Vom vorbi mai târziu. Așa, care face, deci, așa, cele mai frumoase antrenamente din Liga 1, el le face. Da, ca să știi. Deci, ca jucător la el, abia așteptam să ajung la antrenament. Și înaintea mea spunea de lucrul ăsta Neaga. Rică Neaga l-a avut într-o țară arabă. A plecat de la noi o scurtă perioadă de la Steaua, a plecat într-o țară arabă, Rednic antrenor, l-a vrut acolo și când s-a întors înapoi la echipă ne spunea în vestiar, Fale, cele mai frumoase antrenamente le faci. După aia eu l-am avut la Vaslui, așa ne-am întâlnit în București, făcea echipă la Porumboiu și m-a acoptat, ok, am zis ok, pentru că vin pentru tine și pentru băieții care erau acolo. Bun. Deci știu ce antrenamente face, ce joc prestează, știu un joc combinativ, așa, bazat pe valori individuale. Așa, un antrenor foarte bun. E, dar nu se potrivea cu stilul lui CFR. La CFR trebuie au un stil dictatorial, adică ca să facă performanță, profilul de jucători pe care l-au și faptul că ei tot timpul vor acum, e nevoie de cineva care să stoarcă echipa, să stoarcă echipa foarte bine. Acum, cum a fost Dan Petrescu, știi? Și nu știu dacă Adrian se potrivește cu stilul lor, știi, care e orientat spre rezultat, dar are filozofia aia italiană, îi place să construiască și deci nu știu dacă se potrivește, da. Adică am unele rezerve. Vom vedea ce se va întâmpla contra CFR. Dar îi doresc succes. Vedem acum și clasamentul. FCSB, cum spuneam, la 11 puncte distanță de locul 2 de CFR Cluj. La fel, de departe e și Rapidul, care e la egalitate cu CFR. Crezi că mai poate pierde FCSB campionatul ăsta? Sigur, se vor înjumătăți punctele. Mai sunt multe meciuri de jucat. 5 puncte. Ai două meciuri directe, bum, imediat. Da, dar e greu de crezut. În play-off nu prea s-a întâmplat ca două contracandidate la titlu să câștige, sau să fie două victorii într-o singură direcție. Deci, uite, având în vedere că istoricul din ultimele ediții nu mă încurajează să fiu super optimist, aș vrea să fiu super optimist, dar nu pot să fiu, pentru că istoricul nu mă încurajează. Adică dacă mă uit pe clasament în ultimele ediții, pe locul întâi, nu ne-am văzut pe locul. N-am văzut echipa pe locul. Dar n-a mai fost niciodată o asemenea distanță în momentul ăsta, în etapa cu numărul 22. Deci, tocmai de asta, nu vreau să zic hop până la sărit gardul. Deci, hai, mai vorbim în play-off așa, pe la jumătatea play-off-ului. Vedem acum încă am o teamă, recunosc, încă am o teamă. Vedem acum și unde e Dinamo, pe locul 15, la 7 puncte distanță de primul loc de baraj Poliaș. Crezi că se mai salvează Dinamo? Cred în Dinamo. Cred. Și îmi doresc. Sunt rivalii, foști rivali, că acum nu mai e așa. Dar îmi doresc să rămână. E important să rămână Dinamo în prima ligă. Să construiască și stadionul. Am înțeles că anul ăsta se construiește stadionul și atunci va fi un pol de interes în fotbal foarte, foarte puternic. Deci e important. Bine, să rămână Dinamo în Liga 1 până atunci. Să rămână Dinamo în Liga. Nu, dacă rămâne anul ăsta, la anul o să rămână, o să meargă mai ușor, dar o să rămână. Pentru asta ar trebui să treacă peste Poli și peste UTA. Sau măcar și una să bage sub ea ca să fie la baraj. O să bage. Pe cine vezi tu cel mai ușor de băgat sub ea? Tendința ar fi să spui acum Poliaș că tocmai ai pierdut cu Șep și 0-6. Pe una din astea două le va băga sub ea. Te-ai fi așteptat totuși să se miște altfel în mercatul Dinamo? Adică a făcut un singur transfer când era în cantonament. A dus jucătorii abia după ce s-a întors în țară. Ei nu sunt încă puși la punct cu pregătirea fizică unii dintre ei. Nu sunt adaptați, nu sunt integrați. Cred că una o să mai urce un loc în clasament. Ești mai optimist cu Dinamo decât cu FCSB. Simt asta, da. Așa cum spuneam, am pregătit și o statistică. Ne-a ajutat colegul nostru Liviu Manolache. Raportat la etapa cu numărul 22, FCSB, de fapt locul 1, are acum cel mai mare avantaj față de locul 2. 4, niciodată n-a mai fost o asemenea distanță între locul 1 și locul 2 din 2015 încoace, de când a fost introdus sistemul cu play-off și play-out. Sunt 11 puncte între CFR și Rapid. Deci poate avea motive și tu să fii mai optimist în legătură cu FCSB. Am zis, sunt optimist, dar am zis că nu sunt super optimist. Încă am așa, încă am ceva. E normal să am. Știi cum e? Când
îți dau în cap, toată lumea îți dă în cap, îți dă în cap, așa, știi, și când te duci undeva, încă te gândești să lași capul. Așa și aici, știi? Na. Deci dacă de 10 ani n-am mai luat, sau câți ani au trecut de când n-am mai luat campionatul, așa, mai puțin, în sfârșit. Așa, încă am așa un sentiment. Deci, încă, na. Pe Rapid și pe Craiova le vezi capabile să lupte pentru titlul până la final? De Rapid mi-e teamă. De Rapid se teamă. Da. Mai teamă decât de CFR? A, da. Deci pe Rapid o vezi? Pe Rapid o văd. Principala contracandidat. 100%. 100%. De Rapid mi-e teamă. De ce? Ce te-a impresionat la Rapid? Investițiile. Înțelegem acum că a găsit un locuitor, Dan Șucu, pentru Moldovan. Va veni Aioane de la FAR. Aioane care, deci, ai dat pe unul, l-a dus pe altul care la același nivel. Bun, ce să zic. Da, plus că au o conducere echilibrată, când fac transferuri, fac exact ce trebuie. Adică l-au pe Daniel Nicolae, care, na, om de fotbal, mănâncă fotbal pe pâine, na, și știe, când vede un jucător, știe să-l aprecieze la justă valoare. Nu vine un impresar și spune, știi, stai că ăsta face 2 milioane, că are stângul, are dreptul, așa. Imediat se uite la el și vede imediat cât bani face și aduce doar ce e bun pentru echipă. Deci, da, ei au un, să zic așa, un avantaj față de noi, așa, la conducere, din punct de vedere tehnic. Noi avem distanța de puncte. De ei mi-e teamă. De Rapid mi-e teamă. Am înțeles. Vom vedea ce se va întâmpla în lupta la titlu. Aș vrea să vorbim acum și despre proiectul tău, FC Nana Juniors, o academie pe care o ai din 2018, așa cum scrie și pe anoracul tău, da, prin care ai venit pregătit astăzi. Da. În primul rând, care e obiectivul tău prin această academie? Ce ți-ai propus să atingi în timp? Uite, primul pas este să fac un număr de niște sute de copii care să experimenteze, să învețe jocul de fotbal și să trăiască ce am trăit noi la copii și juniori. Așa. Deci, pentru că nu toți vor vrea să ajungă fotbaliști, dar copiilor le place fotbalul și să vină să... Deci, obiectivul este să le creez copiilor un cadru în care ei să vină să joace fotbal cu plăcere, să crească bine, să crească sănătos, să se dezvolte cum trebuie, știi? Na, mulți au făcut fotbal până la 14, 15, 16, 17 ani, apoi s-au lăsat. Deci, e foarte bine, în primul rând, că fac mișcare. Asta fac mișcare, crezi sănătos, da. Noi, eu am școală de fotbal, ok, unii au școală de box, atletism și așa mai departe. Și atunci, experiența pe care eu am acumulat-o în an de zile, acum e rândul meu să o dau mai departe, să fac diferența. Da? Bă, uite, le creez celor care vin după mine un mediu în care să crească bine. Și apoi, pe fondul ăsta, să fac grupe de performanță cu care, din care să iasă fotbaliști pentru de Liga 1. Câți copii ai la Academie? Am, nu zic câți am, zic că am 4 grupe înscrise în campionat și încă 2 grupe de inițiere, deci 6 grupe. Ce nivel de vârstă? Cea mai mare grupă este de 2012, așa. 2012-2013, apoi 2014-2015-2016. 2016 e grupa cea mai mică înscrisă în campionat. Și acum începem să primim copii la înscrieri și la 2017 și la 2018. Încep să vină copii. Și, da, pentru grupele de campionat, acum facem selecții și chiar vreau să ofer burse copiilor mai amăriți, dar care vor să ajungă fotbaliști, așa, vreau să cresc un pic nivelul competițional și ofer burse celor de 2012, născuți în 2012 și 2013, 2014, 2015, 2016. Exact după modelul, eu știu, Milan, Barcelona și așa, care aduc de peste tot jucători ca să-și crească nivelul jucători talentați cu bursă, așa fac și eu acum și merg după acest model, să aduc jucători amărâți, să zic așa, nevoiași, care vor, își doresc foarte mult să joace fotbal. Ei sunt, da. Câți antrenori ai? Am 2 antrenori la fiecare grupă. Da. Ce vreau să te întreb, la ce ești atent în procesul ăsta de recrutare al antrenorilor? Pentru că, din punctul meu de vedere, ca antrenor,
când vrei să urmezi acest drum, să fii la copii și juniori, trebuie să ai un anumit profil. Că nu înseamnă neapărat dacă știi tu fotbal, dacă ești bun la senior, să spunem, înseamnă automat că te descurci și la copii. Absolut. E o întrebare foarte bună. Odată, să aibă o structură morală corectă. Adică să aibă niște valori morale sau cele mai multe din valorile morale. Adică nu-mi plac ăștia care sunt șmecherași, care umblă cu fofurlica, așa știm. Nu. Chiar dacă au lipici la copii, îi dau afară. Am avut, i-am dat afară. Bun. Deci să aibă valori morale, să fie corect. Când te prezinți în fața copiilor, să fii curat. Așa. Apoi, să aibă educație și o bună comunicare cu copiii. Da? Să fie pasionați și să aibă comunicare, să aibă capacitatea să se coboare la nivelul copiilor și să aibă o comunicare cu ei, să poată să se conecteze cu ei. Adică, când explici exerciții, când vorbești cu ei, să o faci în cuvinte simple, ca pentru ei, nu ca pentru adulți, că tu nu vorbești cu adulți. Și, deci să poată să aibă chimie cu copiii, să spun așa, știi? Să știe fotbal și să aibă un background bun în fotbal. Adică să fi făcut școli de fotbal la cluburi, eu știu, cluburi renumite. Steaua, Dinamo, Rapid, care te învață lucruri, care îți bagă fotbal în cap, așa, știi? Și să aibă experiență competițională. Cu ocazia asta, îți spun, chiar trebuie să mai aduc doi antrenori la grupele de copii, știi? Și să aibă multă răbdare cu copiii, să le explice, pentru că formarea copiilor e un proces de durată, adică și un joc de echipă. Adică dacă ai 6-7 copii care intră acum în campionat, jocul lor începe să se lege de-abia după un an de zile. Și începe să se lege, știi? Deci ai nevoie de, eu știu, multă răbdare, știi? În care să muncești, să, eu știu, să corectezi greșelile, să fii dispus să mergi mai departe. Deci cu răbdare și, na. Și să aibă energie, evident, să fie... Cum e să lucrezi cu copiii? Sunt povești care te-au impresionat în anii ăștia, care vin acum în minte, nu știu, copilul ăla era într-un fel cum a venit și a progresat și a ajuns, sau o chestie pe care ți-a spus-o, ți-a... Deci, aveam copii care nu știau să meargă, care se împiedicau, care nu știau care e dreptul, care e stângul. Făceam exerciții cu ei și îi întrebam. Și acum facem conducerea mingii cu piciorul drept. Și întrebam, care e dreptul? Și puneam una pe stângul. Știi? Și care, eu știu, se împiedicau când îi punea să sară peste garduri sau cu scărița, știi? Și acum ajung să dribleze, să dea goluri, să facă față așa, știi? Să, așa, mă impresionează pe mine. Deci, ce să zic, o situație așa amuzantă și sunt copii. Aveam un meci în sâmbătă în campionat și unul dintre fundașii mei de la 2009 a lipsit. Și luni la antrenament, eu și colegul meu îl întrebăm. Filip, de ce ai lipsit de la meci? Ce s-a întâmplat? Am avut un eveniment și eu mă gândeam, s-a întâmplat ceva nasol. Condoleanțe, să-i spun condoleanțe și așa, pare rău, așa, știi? Și, dar ce s-a întâmplat? Că am fost la ziua unui coleg. Și l-ai mustrat? Nu. Asta e alegerea lor, știi? Dar, dacă joci, îți ridici venul. Dacă nu, pierzi echipa. Știi? Cum te înțelegi cu copii și cu părinții copiilor? De multe ori e o problemă aici. Vedem multe cazuri în care părinții vin la meciuri, la antrenamente chiar, dau indicații, se bagă peste antrenor, se ceartă cu antrenorul, își ceartă copilul. Da, nu, la noi nu există așa ceva, nu știu. Cred că avem parte de niște părinți model, nu se ceartă nimeni cu antrenorul, nu. Deci, relația este foarte civilizată, probabil știu unde vin, și relația este foarte civilizată și nu se bagă, știi, nimeni peste nimeni și ne putem face treaba liniștiți. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu, ori suntem noi norocoși, ori habar, nu știu, dar noi avem niște limite și știu care sunt limitele noastre și le respectăm. Acum, problema nu e la teren, problema se întâmplă acasă. Educația. Educația, ce le spun acasă. Știi că de multe ori
de exemplu, acasă îi spun, fă așa, fă așa, fă așa, și dintr-o dată, când ajunge la teren, noi, eu știu, pe fiecare copil îl construiești. Îi spui, bă, la un moment dat înveți să paseze, după ce vezi că pasează, are siguranță în pas, după aia îl pui să dribleze, așa încât să își formeze jocul echipei. E, vine tasul și zice acasă, dă-mă și tu la poartă. Și tu poate ești într-un moment în care îi spui, bă, vreau doar să pasez. Și el o ia și pă, așa. Și atunci, dintr-o dată, se strică tot jocul, știi? Pentru că, eu știu, fiecare copil poate, sau sunt 10 copii, 10 părinți, 10 idei, știi? Și, dintr-o dată, când vezi că ceva se întâmplă, bum, trebuie să iei din nou pe tot, să îi resetezi, așa, știi? Dar face parte din munca noastră și, na, e în regulă. Adică... Ai deja o imagine de ansamblu despre acest nivel de la copii și juniori din 2018 în domeniu. Ce crezi că se greșește în România de fotbalul românesc, a tot scăzut? Pentru că e clar, nu mai producem fotbaliști cum produceam înainte. De ce crezi tu? Care crezi că sunt cauzele pentru care România nu mai lansează jucători mari ca în urmă cu 20-30 de ani? Toată lumea spune că talent există. Deci e clar, da, că undeva se greșește. Odată, este important ca statul să se implice odată în a susține sportul la nivel competițional, sportul de competițional la nivel de masă. Da. Că la de la 6-7 ani când te apuci până la 17 ani este sport competițional de masă și este competițional de în alt nivel. Adică echipele care, eu știu, de la cluburile mari, grupuri, echipele de elită care merg apoi și joacă și în competiții internaționale, alea sunt în sport competițional la nivel ridicat și ceilalți sunt la nivel de masă. E, baza asta la noi, baza asta e foarte mică, e foarte subțire și pentru asta îți trebuie condiții. Copilor trebuie să le dai condiții. E, ungurii, noi îi dăm de exemplu pe ungurii. Ungurii au clădit nu știu câte sute de terenuri, de terenuri mari, de 100 pe 60, sute au clădit, așa, dacă nu mii, așa. Asta pentru că, și pe lângă asta, infrastructură, baze, centre, așa, pentru că asta a fost voința statului, da? De șeful statului, pentru că lui îi place fotbalul, a zis, bă, uite, ridicăm fotbalul. Și au ridicat fotbalul și, ca urmare, după 6, 7, 8 ani, a început performanța. Și la noi trebuie asta, pentru că nu pot doar părinții să susțină și să susțină activitățile astea. Pentru că, îți dau un exemplu, ca să-ți o echipă de 11 la 11, la 14 ani, 15 ani, 16 ani, 17 ani, sunt costuri mari, cu arbitrajul, cu deplasările, costurile cu competiția, cu asistent medical și așa mai departe. Sunt foarte multe costuri. Plus că trebuie să le oferi și de la 16 ani încolo să le oferi contract. Și atunci, dacă statul nu te ajută, ok, sunt cluburi care își permit să aibă echipe la elită 16, 17, 18 ani. Dar marea majoritate... Nu. Și atunci, în loc să avem o competiție solidă, avem o competiție firavă. Deci noi suferim la nivel de competiție. La 16 ani, 16, 17, 18 ani, competiția noastră internă este slabă. Și competiția te face mai tare. Știi? Adică generația asta, pe care generațiile pe care noi le-am avut, Etalon, Hagi și așa mai departe, Popescu, Sabău, generația lor, și apoi generația de după ei, Panduru, Ilie, Dumitrescu, Ilie Stan și așa mai departe, după care și generațiile noastre, eu știu, la Steaua, cu Sabin, Laurențiu Roșu, Ciocoiu, Dănciulescu și generația mea și așa mai departe, am venit pentru că sub noi erau niște competiții foarte tari la copii, la juniori, toate ținute de fabrici, de întreprinderi și în București erau competiții tare, dar erau competiții tari în toate zonele din țară. Acum competițiile sunt, competiția la nivel național, la juniori, este foarte slabă. De asta, fiind competiția slabă, apar
puține vârfuri. Deci e necesară o implicare din partea statului la nivel așa, ca și cadru legislativ pentru a facilita sau a îmbunătăți condițiile în fotbal și în sport în general, că altfel nu mergi. Așa să, deci îți dau exemplu. La 16-17 ani părinții vin și plătesc, eu știu, 10 milioane 1000 de lei meciu, părinții plătesc așa, pentru meci. E, nu știu cât avem deplasare la Buzău, ok, cât face așa, deplasare, hotel, tot, așa, bun. Și ei plătesc. E, nu poți să faci performanță în condițiile astea. Pentru că sunt echipe la care părinții își permit, echipe la care nu. Și dintr-o dată, dintr-un lot de 20, rămâi cu 13. Pentru că 7 părinți nu își permit să plătească, știi? Și atunci, ca să completezi lotul, trebuie să mai aduci de jos de la grupa cu un an mai mică, știi, dintre părinți, dintre aia care își permit să țină copii. Și dintr-o dată, nivelul echipei scade, știi, și în loc să rămâi sus, așa, știi, cam asta. Ne întoarcem la discuția despre Academie. Mergem acum însă să-l ascultăm pe Gigi Becali. Face declarații în acest moment și revenim. Era în care nici Coman n-a fost. Că dacă el Coman era, era mult mai altceva. V-a impresionat cineva aseară în mod special? Bă, pot să spun și Alexandru. Acum e mare problemă că nu știi, că îmi place foarte mult și de baba cât a intrat. Foarte lejer, cu mingea, tehnic, cu tare, înțelegi? Și atunci e o problemă între Alexandru, el și Șut. Din ăștia trebuie să joace doi. Alexandru parcă puternic, acolo, m-a impresionat forță. Și Felipe, adică m-a impresionat. Nu credeam, adică... Credeam, bă, vine la noi, adică o să aibă la început un trac, așa. N-a avut niciun fel de emoții. A jucat extraordinar. De ce a trăit în față jucători ca să știe toată lumea, să nu mai se chinuie, să ce joacă, cine joacă, cum joacă. Felipe, Coman și Băluță, ăștia sunt trei atacanți. În rest... Înseamnă că intră Pantea Andă. Nu? Da, singura păi variană, normal. Singura normal că așa va fi. Normal. Olaru încă trei goluri. Devine și golgeter. Ce mai nu știu, prețul ăla este, dar nu vreau să vorbesc de preț acum. Când ai oferte, zici să vorbești de preț dacă n-ai oferte. Când vine oferta, atunci cer. Nu? Nu? Mutul la CFR, credeți că va fi altfel CFR-ul sau din contra? Bă, mutul... El. Așa din... și cred eu, ca să... El, fotbal știe. Adică, deci știi, cunoaște și fotbal, are și inteligență, adică un om care știe să pună în practică cunoștințele, adică la asta mă refer. Mai acum să vedem, că nu numai asta, mai un antrenor mare și cu chestiunea asta, cât de mult el cunoaște, știe să le pună. Depinde acum cât de mult jucătorii poate să pună în practică ceea ce spune el Mutu. Depinde cât și el, mai trebuie să ai și o calitate să știi să spui jucătorului ceea ce poate el. Asta nu știu dacă poate Mutu. Că Mutu poate să ceară ceva ce jucătorii nu pot. Asta nu știu că nu. Dar ce, din ce văd din discursul de la televizor, asta văd. Că știe fotbal, cunoaște și pare inteligența să simtă fotbalul. Acum mai trebuie la antrenor mult mai multe, pedagogia, acum, multe lucruri la fotbal. Și nu cred eu că, adică el, Mutu, ce se poate să facă el acum? El din Mercedes să facă Rolls Royce? Nu cred că poate. Sau poate să o facă. Da, pentru locul 2. Adică e bine că l-au adus. Că dacă rămânea Mandorlini, cânta la... altceva. Înțelegi? Da, ei acum dacă ei se pot bate pentru locul 2. Adică dacă a venit Mutu, clar, ei pentru locul 2 sigur se pot bate. Mai aveți vreo teamă în acest sens? De alianțe, de, nu știu, arbitraje, de ceva? În play-off cât timp s-au schimbat lucrurile? În play-off e adevărat că nimeni nu-i cu noi. Adică nu, clar nu-i nimeni cu noi. Poate Gică să fie, să zicem, adică echidistant, sau poate să zicem că probabil ține puțin mai mult cu mine, puțin mai mult.
cât poți iei la fotbal. Dar și de-aia mă rog pentru el că să intre în play-off măcar, știi? Dar nu o să mai aibă, adică știi care e treaba și la arbitri, vezi? Când e 2-0, dai bă că e 2-0, sau dă-i bă penalti și așa e 2-0, înțelegi? Sau 3-0, dă-i bă și așa e 3. Adică dacă noi facem vreo 16-17 puncte jumate, 8 puncte, intrăm cu 8 puncte diferență, nu mai poate opri nimic. Și să mai, după aceea, și pe n-ai mă ce să le faci. Și în primul rând, și în al doilea rând, cred eu că nu au nevoie de scandal. Pentru că ei acum și-au făcut adică obiectivul, adică le-a dat lor Dumnezeu. Calificare. Ca asta, nu? Dacă le-a dat lor calificare, ce îi mai interesează pe ei ca să facă ce? Să facă scandaluri? Cine vrea scandal? Că nu sunt idioți așa ca să facă scandal. Bine, face ăla, vișeam prostiile lui, să dea el, important. Dar nu cred că mai vor scandalul și atunci nu. Ca dovadă că n-ai văzut, am fost arbitraj corect. Deci n-am nimic. Ei acum, la arbitraj, băi, se bat pentru locul 2 toți. Și titlul e gata. Titlul e gata, luat. N-au ce să mai facă cu titlul, ce să fac cu titlul. Ei acum se bat, eu părerea mea, locul 2-3 va fi... 2-3 va fi CFR Craiova, una din ele, nu știu care, așa ce văd eu. 4 Rapid, 4 și 5 Rapid și Farul, 4 și 5, nu știu care, și Sepsi locul 6. Așa cred eu că va fi. Ce credeți că mai trebuie? Apropo de Rapid, ați văzut că l-au dat pe Moldovan la Atletico Madrid. Ce înseamnă asta pentru fotbalul nostru? Pare așa o lovitură de imagine. L-au dat portarul la Atletico. Lovitură de imagine că ai luat 800.000 pe un jucător titular la echipa națională? Așa e lovitură? Clauza. A fost clauză, dacă așa a fost. Și care e lovitura de imagine atunci? La Atletico. Pe mine mă interesează că poate să ajungă și pe lună. Păi mă interesează buzunarul meu. Mă interesează unde a ajuns. Vi l-au cerut pe Vlad? La Giovanni mi-a zis, le-am cerut 500, a zis, bă, îl dai cu 3, nu-l dau. Păi zi, eu îl dau cu, pe Vlad, care e mai valoros. E lovitor de imagine. Că Vlad, de exemplu, eu îl dau cu 5. Ei a luat 800, Vlad e mai bun. Zic eu, mai valoros e Vlad. Ioane, Ioane, da, am auzit, nu știu, l-a vândut cam ieftin, gică, puțin, nu știu. Nu știu de ce l-a dat așa, e treaba lor, înțelegi? Dar și nu știu de ce Giovanni m-a sunat, domnule, că dă 300, că dai 300 și am zis, băi, dau 500. Probabil după aia am vorbit cu Șucu eu și a zis, domnul Becar, nu se pune problemă, că se supără suporterii, iau jucători numai de la FCSB. Păi de la CFR a luat vreo 9, nu se mai supără? Nu știu. Da, am ascultat pe Gigi Becali cu declarații după meciul de aseară FCSB UTA 4-0. Noi ne întoarcem la discuția despre Academia ta, Falemin. Și două lucruri mai vreau să te întreb. Unu, e ceva ce în perioada junioratului tău crezi că s-a făcut greșit și ești atent acum să nu se mai repete în formarea noilor fotbaliști? Da, sunt antrenori care țipau la... Nu, ascultă, sunt foarte multe lucruri. Metodica s-a schimbat. Deci înainte veneau la performanță, veneau foarte mulți jucători și dintre aia mulți rămâneau cei mai buni și dintre aia cei mai buni rămâneau vârfurile. Știi? Deci era o selecție naturală. Și nu se insista atât de mult pe învățarea anumitor skill-uri, anumitor elemente tehnice. Bun. Apoi, limbajul era destul de, să zic așa, comparativ cu ce acum era dur, să zic așa, știi? Comparativ. Adică eu nu l-am simțit dur, era o normalitate, dar din cauza asta, când jucam cu cei de afară, cei de afară aveau un ascendent asupra, un avantaj asupra noastră, prin faptul că tot timpul judecau mai bine momentele, pentru că le și vedeau mai, repede. Mai bine și mai repede. E, și asta încercăm noi să schimbăm acum, să învățăm pe copii să gândească, să caute soluții și mai ales la, până la 15-16 ani trebuie să ai răbdare să, să vorbești cu ei
foarte calm și nu ții blai că treaba asta nu-l face mai bun sau mai deștept, știi? Așa, deci trebuie să înveți. Și învățarea se face calm, calculat. Știi? Da, normal că e nevoie, eu știu, când încurajezi, și absolut, e nevoie de mai multă încurajare, știi? Așa, până acum nu se mergea pe latura asta, știi? Când, să zic așa, pe vremea mea. Copiii au nevoie de, sportivi au nevoie de încurajare ca să progreseze mai repede. E. Și, da, deci, odată, tot ce lucrezi cu ei, lucrezi cu ei ca ei să învețe. Da? Trebuie să înveți tot timpul. Eu nu vin la antrenament să fac exerciții, ei vin la antrenament ca să învețe. Să înveți. Și asta, și apoi să lași pe ei. Deci trebuie să fii dispus să pierzi meciuri ca echipa să crească. Deci să fii dispus, să nu e personal. Și am pierdut un meci, gata, o iau personal. Și, na, așa, nu. Să fii dispus să-i lași pe ei să încerce și după aia iar te întorci la antrenament, iar lucrezi iar. Așa, dacă ții blai tot timpul, știi, hai, dă, așa, da, eu dacă mă pun cu colegul meu într-o parte, unul într-o parte și țipăm la ei, da, multe meciuri putem să le câștigăm și, eu știu, foarte multe să nu le pierdem, pentru că știm ce se va întâmpla în joc, unde o să vină mingea și preîntâmpinăm. Dar ei o să joace mecanic de gura noastră și atunci... când ideea, va fi singur, nu se va descurca. Singur. Deci ideea mea e așa, las singur în pădure, îl învăț. Așa, la antrenez, îl las singur în pădure și pun în ghiozdan lanterna, eu știu, chibritul, cuțitul, eu știu, și o sfoară și du-te, îl las în mijlocul pădurii și trebuie să se întoarcă singur. Asta e, despre asta e vorba. Și despre asta. Dacă stai după fundul lui tot timpul, hai, pe stânga, pe dreapta, iau pe acolo, iau pe acolo, când o să fie singur, nu o să știe ce să facă, vine și îl mănâncă ursul. Deci el trebuie să fie pregătit să se lupte cu ursul, cu tot și să ajungă acasă. Așa, na, și pentru asta trebuie să ai răbdare. Normal că ești cu inima strânsă de multe ori, dar dacă tu nu poți să te controlezi, atunci e greu să crească copilul și doar așa cresc. Iar cei de afară sunt toți super meseriași și încă cea, sunt foarte maturi. Cei de afară sunt maturi pentru vârsta lor. Până în acest moment e profitabilă academia sau e mai degrabă o cheltuială pe care tu ți-o asumi? Uite, nu se îmbogățește nimeni sau nu și poate alții, dar... nu mă îmbogățesc din școala de fotbal. E o pasiune și atâta timp cât sunt cu ea pe zero și îmi plătesc cheltuielile... Dar reușești să fii pe ea pe zero măcar? Da, 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 da. Mulțumesc Dumnezeu, da, da. Așa, e tot în regulă, știi? Așa. Aș vrea acum să discutăm și despre câțiva antrenori din cariera ta, am selectat noi câțiva. Dacă ai putea să îi caracterizezi, să ne spui o poveste cu ei, o anecdotă. Și începe cu Walter Zengal, vedem un plasma acum. Se spune despre el că a revoluționat cumva ce se întâmpla la Steaua, pe CSB, pe vremea aceea. Nu, fii atent. Walter Zengal a revoluționat, a schimbat fotbalul românesc pentru câțiva ani. Deci, a venit, deci foarte bun pedagog, foarte bun pedagog. Adică, am învățat fotbal, alt fotbal, când el a venit, aveam, nu știu, 28 de ani sau nu știu cât aveam. Am învățat alt fotbal, ceva ce nu știam. Și metoda lui de a îți transmite, foarte bună. Deci, bun pedagog, foarte bun pedagog. Așa. Se îmbrăca foarte bine. Deci, te interesa și asta. Contează da, pentru da, jucători. Da, da, normal. Și am învățat, am prins lucruri de la el, că el venea din moda italiană, cu moda italiană, așa, știi? Care oricum, e oriunde e recunoscut în Europa. Și a avut o influență în vestiar la noi. Deci, după ce a venit Walter, a avut o influență ca vestimentație în vestiar. Toți am început să schimbăm anumite lucruri, anumite piese, bun, anumite culori și așa. Deci nu vrei să știi, da. Așa. Și chiar aprecia, la un moment dat, nu știu, venisem cu geacă jeans, cu ceva, un tricou verde, nu știu, erau niște combinații de-astea și a... Falemi, ok, ești ok, bun. Așa. Așa ca un lucru, deci eu îmi terminasem contractul cu Steaua și vreau să plec. Și înainte l-a avusesem pe Oli, el lucrase cu Oli la FC Național. Și Oli a zis, Falemi trebuie să rămână la Steaua, da? Să-l ții pe Falemi, știi? Și... datorită faptului că el m-a vrut în mod expres la echipă, am semnat o prelungire cu Steaua. Știi? Da. Mergem la următorul antrenor cu care ai lucrat în România.
Victor Pițurcă, probabil cel mai important antrenor pentru cariera ta. Forță. Așa, deci, odată, pentru mine a fost așa, faptul că m-am antrenat cu Pițurcă, așa, a fost, fiecare zi a fost o zi fericită, îți dai seama. Tu ai, poate ai un idol în presă. Așa, eu ca jucător, îți dai seama, când Pițurcă juca la Steaua, eu jucam la juniori. Și vedeam în fiecare zi că ei treceau pe lângă terenul nostru din față, de acolo. Ne antrenam cu Laia Sădmăreanu. Și după antrenament, eu, când ceilalți copii plecau acasă, eu mă duceam pe terenul lor, stăteam la marginea terenului, mă uitam la el la antrenament și din când în când săream gardul, așa, și făceam pase cu ei, mă jucam cu ei. E, și îți dai seama, când am ajuns la Steaua, la echipa mare și Pițurcă antrenor, a fost așa, am zis, Dumnezeu mă iubește, știi? Așa. Și, na, pentru Nenapiții, pentru că e super pretențios, deci e genul de antrenor așa. Foarte bun tactician, îți pregătește jocul încât știi totul despre adversar. Cred că știi și ce mănâncă. Da? Așa. El avea școala veche, pe când juca el, ne spunea asta Mitică Neagu, masorul nostru, care era de vreo 30 de ani la Steaua, 40 de ani, Dumnezeu să-l odihnească, ne spunea cum se pregăteau meciurile înainte, așa, și Vasile Ordache și ceilalți cum pregăteau. Și avea o listă cu tot, fiecare jucător și fiecare jucător de la Steaua trebuia să cunoască toată lista cu echipa adversă, fiecare post pe post, ce face în sfârșit. Deci, pe stilul ăsta pregătea Pițurcă meciurile și era foarte demanding, așa, cerea foarte mult de la tine. Dacă ai ajuns la un punct, tot timpul îți ridica ștacheta. Nu era niciodată așa super mulțumit de tine. Deci dacă Pițurcă zicea, a jucat bine, știa că ești în echipa etapei, 4 stele, bombă. Exigent? Foarte dur? Ascultă-mă. Deci, am avut meci la Ceahlău. Ne-am întors cu avionul. Belu, meciul ăla fusese menajat și fusese rezervă. Da? L-a trimis pe Belu la antrenament ca să nu piardă ziua respectivă. Deci ne-am întors de la aeroport. Nu știu, era după amiază. 4, 5, 6, nu știu cât era după amiază. Așa. L-a trimis pe Belu să se antreneze cu încă 2-3 rezerve și cu Neafanu Iovan ca să nu... Belu, câștigase Champions League, care e zeu. Așa. Deci super exigent. La ea nu exista, eu știu, adică nu există. El e genul care, eu știu, e în stare să câștige Champions League și a doua zi să te cheme la antrenament. N-are, când e vorba de muncă, nu are mamă, nu are tată, nu are zi de sărbătoare, nu există. Dar existau și conflicte, că bănuiesc că vestiarul nu acceptă de foarte mult ori ușor aceste metode. Ascultă-mă, el era șeful vestiarului. Fii atent, mai măreau, eu știu, mai măreau, așa. Nu îi conveneau, că erau băieți cărora le plăcea să mai iasă pe oraș și în sfârșit, știi? Așa, nu că nu-mi plăcea, și mie îmi plăcea, dar eram fericit acolo. Eu eram și ăștia la un moment dat Trică, Neaga, în sfârșit, erau așa că, bă, cum îți place să stai în cantonament? Da, mă, eu am fost la copiii și pentru mine, eu îmi doream să ajung aici, știi? Deci Nenapiții, dacă mă chema la 12 noaptea în cantonament, ziceam, gata, eram la 12 noaptea. Luam așa și veneam. E, și ăștia mai mâreau, dar pițile spune așa. Bă, băieți, sunteți la Steaua, ăsta e program, nu vă convine, puteți să plecați. Și se încheia discuția în momentul ăla. Pentru că el decidea. Da, e ceva ce astăzi nu se mai întâmplă. Exact. Dar așa au putut să crească. Așa a ajuns Rădoi, așa a ajuns Claudiu Răducanu. Gândește-te. Deci, Rădoi, Claudiu Răducanu, Tibi Lung, băieți veniți de la Craiova, băieți tineri, toate fetele din oraș îi sunau. Îți dai seama, tânăr jucător la Steaua, după aia te ia și după un an și ceva, doi, te ia echipa națională. Îți dai seama, te sună 100 de fete. Deci Piții i-a ținut în cantonament, ei la ora 11 trebuiau să fie acolo. Îți dai seama că dacă ei se pierdeau pe în oraș și așa, a doua zi nu mai veneau pe la antrenament, fotbalul lor se termina. Normal că bombăneau pe Pițurcă. Toată lumea îl bombănea. Da, dar așa le-a crescut cota. Așa a ajuns să facă milioane, pe Claudiu să le ia spaniol, să crească. Că altfel, după un an de zile, se ducea în cap. Știi? Deci a fost ca un tată pentru ei. Știi? E vreo întâmplare cu Victor Pițurcă care îți vine acum în minte? Sunt multe. Doar unele sunt de vestiar, rămân doar în vestiar. Așa, na, asta e celebră, adică e cunoscută. Când Dăncilescu Ciocoiu, deci fratele meu venea să-mi aducă lucruri la stadion, știi? Fratele tău Geamă. Da, fratele meu Geamă. Așa, și Dăncilescu Ciocoiu vânzându-l, care și ei s-au ars de câteva ori, că Dăncu l-a luat pe fratele, s-a întâlnit cu el, l-a luat, l-a pupat, fale, ce faci, fale, și i-am zis, bă, Dăncile,
Dar cum ți-a dat ea vizita medicală, cum a luat vizita medicală la ochi, dacă tu nu ți-ai dat seama că ai frate, știi, așa, știi, pun. Așa, gata, frate, eu știu, spun. Și am zis, hai să facem o glumă, ne-a piții. Eram între două, într-o zi când aveam două antrenamente și era bun. Și vine frate-mi să-mi aducă, nu știu ce lucruri avea, așa, și mi-au zis, tu ascunde-te. Ok, m-am ascuns. Așa. Și frate-mi era pe hol, la vestiare. Și îmbrăcat de stradă. Și s-a auzit și a zis, eu eram după ușa, auzeam tot. Ne-a piții, Fale e supărat, nu știu, uite, el nu vrea să iasă la antrenament, așa. Și iese ne-a piții, Fale, ce s-a întâmplat? De era așa. Și zic, Fale, ce s-a întâmplat? Și frate-mi a rămas așa, un pic blocat, după am ieșit eu și da, a reacționat bine, la piții, a reacționat bine și s-a amuzat. Dar îmi plăcea că, de exemplu, când, eu știu, veneau prieteni să mă viziteze, așa, știi, de obicei ei se mai ascundeau când se întâlneau cu, așa, cu fete, știi, și, de exemplu, când cineva venea să mă viziteze, doar să stăm de vorbă acolo în parcare, a fost foarte relaxat, știi? Și a reacționat frumos, mi-a plăcut, știi? Continuăm cu următorul antrenor. Deci, și încă ce? Ca și caracter, piții, beton armat, ascultă-mă, nu se compară cu nimeni. Caracter, ca și comandă, ca tot, ca lider al grupului. Deci, cu Pițurcă ce-mi plăcea, că la toate meciurile mergeam la victorie. La Liverpool am mers să batem, cu oricine jucam, mergeam să câștigăm. El pregătea meciul să câștigăm. Și dacă jucăm cu Real Madrid, pregătește meciul să-i batem pe Real Madrid, nu contează. Deci omul e creier beton. Așa, pentru că el a câștigat Champions League, Cupa Intercontinentală, a făcut finale, semifinale, știi? Și asta e mentalitatea lui, tot timpul așa, știi? Bun, continuăm cu următorul tehnician pe care l-ai avut în România, Mircea Rednic. Vorbeai și mai devreme despre el. E un antrenor care îi place fotbalul spectacol. Ca un șahist. Are nevoie de piese bune, de calitate, ca să poată să-și facă jocul. Îi place atmosfera bună la echipă și să ofere condiții bune băieților. Un om foarte bine educat și așa, e o atmosferă bună cu Rednic, iar antrenamentele sunt senzaționale, cele mai frumoase antrenamente pe care le face, știi, foarte, foarte isteț și tot timpul caută soluții pentru problemele care apar în joc și na, face antrenamentele special pentru lucrurile care lipsesc în joc tot timpul, de fiecare dată corectează, știi? Na, poate ar trebui să fie un pic mai dur. Da, un pic mai aspru. Mai avem un antrenor pe listă. Cristi Pustai, l-ai avut la Gazmetan. Da, l-am avut la Gazmetan. Spre finalul carierei tale. Da. Ultimul meu contract ca profesionist. Da. Un antrenor care a progresat foarte mult în anii la Gazmetan Mediaș. Așa. Un antrenor pasionat de fotbal. La rândul lui a fost fotbalist acolo la Gazmetan, isteț, atacant. Așa, un antrenor care dacă are nevoie de stabilitate ca să poată să-și ducă ideile așa până la capăt, știi? Și lucrul ăsta s-a văzut la Mediaș, unde a avut o relație bună cu conducerea, a putut să construiască așa și să aducă gazul în primele echipe în campionat, apoi a fost la Pandurii și acolo a făcut o treabă bună după Grigoraș, așa. E un antrenor, să zic așa, genul intelectual, știi? Totul trece, multe dintre ideile lui de joc le trece prin filtrul matematicii și da, îi place literatura, din când în când e bine dispus, recită versuri, așa. E un om plăcut, da. O întrebare mai am în final. L-ai prins cumva pe Gigi Becali de la începutul aventurii lui la acest club FCSB. Cum ai văzut că s-a schimbat el pe parcursul acestor ani? Sunt 20 ceva de ani de când e la FCSB, fost la Steaua. Deci, s-a schimbat în bine, s-a schimbat în rău. Uite, hai să spun așa. Eu am mâncat o pâine bună cu Gigi Becali, știi? Cu bune cu rele. Am mâncat o
pâine bună, știi? Și întotdeauna o să am doar respect pentru ceea ce face. Ca să pot să, eu știu, să judec, să zic așa, pertinent, trebuie să pun acea sumă de bani sau să fiu pe acolo, sau nu neapărat acea sumă de bani, dar că el, așa, procentual, așa, știi, să am eu pielea în joc, știi, să am, știi cum se spune, you have to have the skin in the game, trebuie să fii tu acolo, știi, că așa poți să iei decizii, dar eu n-am presiune. Eu pot să zic, uite, Gigi a greșit așa, 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 dar eu n-am niciun fel de presiune. Că n-ai milioane investite. Știi? N-am milioane investite. El are bani investiți și presiunea e pe el. Dar ideea e în felul următor. Pentru că el nu are educație sportivă de, din fotbal, așa, nu știe să aleagă, știi? E ca și cum, eu știu, mergând eu într-o piață în care n-am mai fost și nu știu, nu cunosc nimic de piața, din piața respectivă. Și atunci nu știu ce e bun și ce nu e bun. Și automat o să fac multe greșeli la început, știi? E, și apoi cu cât sunt dispus să învăț mai mult și mai repede, cu atât mă corectez și pot să fac alegeri bune. E, el, pentru că e o fire destul de influențabilă, ia multe decizii pe care ar putea să le ia mai bine. Dar cred că a ajuns la un nivel de maturitate încât știe și el lucrul ăsta. Însă e un om care are o inimă senzațională. Deci are o inimă mare. Și au fost momente în care, eu știu, i-am dat un telefon și, eu știu, l-am rugat să-mi faciliteze ceva, știi? Adică, nu bani sau așa, știi? Să-mi faciliteze ceva, știi? O intrare, știi? În secunda 1, nici măcar n-a apucat să zică, da, tată, direct, știi? Așa, da, tată. Deci, așa, un om senzațional. Și nu numai asta personal, dar lucrul ăsta l-am observat și fiind alături de noi în echipă. Prin felul în care vorbește, știi? Că ce vorbește cu voi e altceva. Ce vorbește în vestiar e total diferit. În vestiar, deci acum cu voi, cu presa, vorbește așa, mai pentru show. Deși de când a început să meargă la Muntele Athos, s-a mai putut. Ați observat și voi lucrul ăsta, da? Poate pentru rating nu e bine, dar asta e. Bun. Ei, în continuare face așa. Mare. Da, dar nu mai face, dar bun. Dar cu noi în vestiar e alt Gigi Becali, știi? Și acolo îi simți altfel și se simte că are căldură pentru jucători, plăcere. Deci era, nu vrea să mai plece de lângă noi. Deci simțeai că îi place fotbalul și că îi plac fotbaliștii, știi? Dar asta e, fiecare are păcatele lui. El nu e suficient de potolit, dar... Na. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru prezența de Ana Falemi. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Noi ne vedem mâine de la ora 11. Până atunci, gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul național și cel mondial. Pe mâine, toate cele bune!